Pentru a vota în data de 25 mai între orele 7 și 21, alegătorii au nevoie de cartea de identitate sau pașaportul emis de statul român. Românii aflați în străinătate pot vota la misiunile diplomatice sau consulare. Pașapoartele pot fi folosite numai de cetățenii români aflați sau domiciliați în străinătate. Pe 25 mai îți decizi viitorul în Europa. O campanie realizată de Autoritatea Electorală Permanentă.